Bună dimineața și bine v-am găsit. Acesta este minutul DAT. Ne uităm pe indicele german DAX pe un interval de timp M15. Observăm conturarea unei tendințe ascendente destul de abrupte. Sesizăm de asemenea faptul că prețul a revenit în regiunea 10.000 de puncte, o regiune vânată de câteva sesiuni de cotație a indicelor german. Se pare că piața de capital nemțească se bucură de, pe de-o parte, de avansul acțiunilor Volkswagen cu 10% în deschiderea pieței americane de ieri, dar și de posibilitatea ca Banca Centrală Europeană să majoreze programul de stimulare monetară QE. Observăm din punct de vedere tehnic o rezistență locală în zona 10.034-10.042 de puncte. Dacă deschiderea europeană ar urca cotația peste această regiune și eventual am vedea o închidere M15 peste această rezistență, atunci ne putem orienta către următoarele regiuni de rezistență 10.070-10.090 și chiar un posibil maxim în creștere la 10.100. În ipoteza alunecării prețului sub 10.000 de puncte, atunci scenariul ascendent se invalidează temporar și ne uităm pe termen scurt către 9.980 de puncte. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, la revedere!